contextul avansului tehnologic și al inovației, proiectul STEAM pe roți se transformă într-un instrument esențial pentru tineri, oferindu-le oportunitatea de a-și dezvolta competențe în știință, tehnologie, inginerie și matematică. Un autobuz dotat cu seturi de robotică și laptopuri străbate țara, organizând ateliere interactive dedicate adolescenților. Scopul proiectului este să motivăm tinerii să urmeze o carieră în domeniul STEAM și să devină curioși despre știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică. Copiilor le place foarte mult robotica și să pună în mișcare roboței. Le place să asambleze un circuit electronic și să creeze primul lor model 3D. Momentan, echipa STEAM pune la dispoziție 7 curricule practice, iar tinerii, în colaborare cu profesorii, își aleg temele pe care vor să le aprofundeze în cadrul workshop-urilor. Printre subiectele disponibile se numără modelarea 3D, robotica, designul și securitatea cibernetică, programarea web și altele. Autocarele noastre sunt full dotate cu echipamente cum ar fi laptopuri, roboței, kituri de Arduino, proiector, televizor, avem chiar și un frigider ca să circulăm în toată țara. Mese, scaune și chiar cortină pentru a face orele atât în interior cât și în exteriorul sălilor de clasă. Această activitate oferă tinerilor ocazia de a îmbina lecțiile teoretice de informatică și fizică cu exerciții practice, contribuind la dezvoltarea creativității și a gândirii inovatoare. Mi-a plăcut că a fost interactiv, am reușit și am lucrat cu kitul de Arduino în care erau cablurile, erau becurile, am văzut cum se conectează un cablu și ce este necesar pentru a nu arde acel bec, pentru a crea un circuit corect și pentru a programa acel circuit. În cadrul acestei activități noi am reușit să aprindem un beculeț cu seturile Arduino, aplicând și cunoștințe din domeniul fizicii. Tehnologia este viitorul și noi ar trebui să promovăm acest viitor. Am programat ca un LED să lumineze intermediar. Și am adăugat eu încă două LED-uri care tot le-am programat să luminez. Acest proiect este important pentru noi pentru că ne ajută să găsim noi pasiuni și poate unii dintre noi vor ajunge să exceleze în acest domeniu. Astfel vom găsi noi oportunități în viitor. Odată ce tehnologia a pătruns atât de mult în învățământ și în societate, noi, școala, nu putem să rămânem în urmă. De aceea încurajăm elevii, cadrele didactice, să se instruiască, să aplice STEM în educație. Orice instituție educațională din Republica Moldova poate accesa gratuit sesiuni tematice inovatoare, iar procesul de înscriere este foarte simplu. Trebuie doar să vizitați pagina stimperoți.md, să completați un formular, iar echipa va lua legătura cu dumneavoastră. Anul acesta, laboratorul mobil a vizitat peste 300 de localități, iar în viitorul apropiat, echipa STEAM își propune să ajungă în toate școlile din țară, cu scopul de a inspira adolescenții să urmeze o carieră în domeniul respectiv.